După un lung șir de proteste și negocieri eșuate, la balcoanele Parlamentului s-au auzit strigătele de victorie ale membrilor Sanitas. Revendicările sindicaliștilor au primit votul favorabil în Camera Deputaților. Astfel, amendamentele Sanitas și TESA au fost adoptate cu 184 de voturi pentru. De la ședință au lipsit însă parlamentarii PNL. Mai mult, aceștia au declarat că vor contesta decizia la Curtea Constituțională. Eforturile celor din sănătate au dat roade. Parlamentul le-a aprobat legea salarizării conform căreia angajații din sănătate și educație ar putea primi mai mulți bani de la începutul anului viitor. Membrii Sanitas sunt bucuroși de reușită, însă regretă relația cu cei din guvernul tehnocrat. Am marcat, așa cum spuneți dumneavoastră, în Parlament. Am fi fost la fel de bucuroși dacă am fi reușit să marcăm în poarta guvernului. Din păcate, partea guvernului s-a dovedit a fi închisă, dacă nu chiar părăsită. Asta este trecând peste ceea ce ni s-a întâmplat în relația noastră cu guvernul tehnocrat. Liberalii au încercat să boicoteze ședința și votul, însă măsurile au fost susținute în unanimitate de către ceilalți deputați. Am mai trăit momentele astea în perioada guvernării Boc, când tot ce însemna parlamentar PDV, la orice propunere de creștere salarială, părăseau sala. Am crezut că în sală, în Parlament, acum sunt reprezentanți ai Partidului Național Liberal și nu ai PDL-ului, ai PDL-ului lui Traian Băsescu. Comportamentul este similar și, sincer, regret că se întâmplă chestia asta. Conform proiectului, plata sporurilor pentru personalul medical s-ar face la nivelul acestui an, nu la nivelul din 2009, cum se face în prezent. În plus, salariul de bază în învățământ ar crește cu 15%. De măriri cu 15% ar avea parte și angajații din sistemul de asistență socială.